interesul meu este ca zona care m-a lansat politic în Parlamentul României să fie bine reprezentată. Susțin în continuare, fără echivoc, faptul că Bucovina trebuie să fie o regiune separată. Merg pe ideea că regiunile în România nu pot fi construite pe sistemul nord, est, vest, sud, centru, mai la stânga, mai la dreapta, ci pe baza evoluției istorice a regiunilor. România a avut regiuni care s-au dezvoltat uneori distinct unele față de altele și cred că ar trebui să mergem pe același sistem. Pe de altă parte, consider că munca pe care Parlamentul României o face pentru Constituția României, pe care ne-o dorim una europeană, actualizată și corectă, nu e una care se face peste noapte, nu e o muncă pe care o poți face pe genunchi, ci înseamnă efort maxim, pentru că e cartea de căpătâi a evoluției viitoare a României și cred că trebuie să avem răbdare, să fim serioși, să implicăm cât mai mulți factori de decizie, factori care să cunoască problematica constituțională, pe de o parte, și consider, la fel ca și, ca și regionalizarea, că e nevoie de referendum pentru a putea și de dezbatere publică pentru a putea găsi soluțiile optime pentru ca întreaga populație a României să plece la referendumul final pentru Constituție și regionalizare cu gândul, în păcat, că au participat și au cunoștințe despre schimbările care vor surveni în urma acestui referendum. Nu cred că trebuie să ne grăbim cu regionalizarea și cu Constituția. Sunt lucruri care le faci odată și tocmai de aceea trebuie făcute bine, nu la repezeală, pentru a regreta mai târziu că am ales greșit. La nivel județean, fac tot ce îmi stă în putere, de exemplu, pentru, o să iau câteva zone, pentru zona Câmpul Lung, acolo unde o investiție în care s-a derulat încă din 2007, pe vremea guvernării liberale, Schi în România, a rămas timp de 4 ani pe perioada guvernării PDL în aer. Au fost investiți bani, sume importante, lucrările la părtea de schi și la toată zona de agrement din Câmpul Lung au stagnat, dar interesul meu este ca și Câmpul Lungul să aibă zonă schiabilă, pentru că acest lucru ar putea readuce acest municipiu frumos în zona orașelor turistice importante ale României. Sunt convins că dacă se va termina această investiție, orașul va avea de câștigat, cetățenii din municipiul Câmpul Lung vor avea de câștigat și nu numai, ci întreaga zona a Câmpul Lungului va avea alte soluții de câștig financiar de pe urma activității turistice, pentru că România e frumoasă, are natură, dar are nevoie și de investiții care să atragă